După atâtea așteptări, suntem gata, da? Stimați reprezentanți ai presei, în primul rând prezentăm scuzele de rigoare pentru faptul că astăzi ați fost nevoiți să așteptați practic toată ziua, dar mă rog, așa s-au aranjat lucrurile. Deci pentru ziua de astăzi noi am convocat ședința Consiliului Politic Național, dar din condiții obiective nu toți colegii noștri au putut să fie prezenți. În acest sens a avut loc o ședință extinsă a Biroului Permanent Central, unde au fost luate în discuțiile problemele situației politice în care se află Republica Moldova, dar și poziția Partidului Liberal Democrat în acest sens. Noi suntem pentru a continua discuțiile privind crearea unei majorități parlamentare care să fie bazate pe reforme sistemice, reforme profunde, dar și durabile, care ar putea schimba starea de lucruri în Republica Moldova. Ori discuțiile vor continua în baza deciziei Consiliului Politic Național, care a fost în data de 13 decembrie 2015. Vă mulțumesc pentru atenție. În spiritul deciziei ședinței Consiliului Politic Național,